Există puține idei care au avut un impact atât de mare asupra educației, precum cele ale lui John Dewey. Pentru a înțelege ideile, să ne imaginăm că Dewey reapare în lumea modernă cu misiunea de a implementa teoriile sale într-o școală conservatoare. Dewey a susținut învățarea prin acțiune, cunoscută și ca învățarea experiențială. A observat că elevii învață mai bine când sunt activ implicați, deoarece sunt concentrați asupra prezentului, nu asupra unui viitor îndepărtat, de pildă asupra examenelor finale. La biologie, elevii nu citesc cărți, ci cresc plante, culeg fructe și apoi le dau melcilor pentru a vedea ce se întâmplă. Uneori lucrurile merg bine, alteori se întâmplă accidente. Oricum ar fi, elevii își notează observațiile și trăiesc experiențe memorabile. La sfârșitul fiecarei ore, ei își rezumă învățarea și se angajează în discuții. Discuțiile îi pregătesc pentru viață într-o societate democratică în care deciziile ar trebui să se bazeze pe argumente raționale. Prin dezbateri, copiii învață să-și formuleze propriile idei, să-i convingă pe ceilalți și să vadă lumea dintr-un alt punct de vedere. Într-o discuție, unii elevi au început să susțină că uniformele școlare limitează exprimarea sinelui și că ar trebui eliminate. Dewey, care credea că școlile trebuie să pregătească copiii pentru viață și să servească societatea ca o forță pentru inovație și reformă, i-a încurajat să înceapă o petiție pentru a afla singur dacă schimbarea socială reală este posibilă. Clasele sunt interactive, deoarece Dewey crede că interacțiunea cu mediul este esențială în procesul de învățare, educația fiind o experiență supusă schimbărilor constante. Receptorii pasivi ai cunoștințelor, pe de altă parte, învață foarte puțin sau deloc. Grupul care a inițiat petiția își prezintă ideile profesorului și începe un dialog care le lărgește înțelegerea și subliniază ceea ce au învățat. Învățarea este interdisciplinară. Pentru Dewey, continuitatea era esențială pentru înțelegere, iar o educație interdisciplinară le permite elevilor să construiască pe ceea ce știu deja, consolidându-și înțelegerea. Observațiile de la ora de biologie sunt calculate la ora de matematică, devin subiect de scris la ora de limbă și sunt transpuse în imagini la desen. Acest lucru le oferă elevilor ocazia de a învăța cum sunt conectate lucrurile. Pentru creier, procesul acesta este mai eficient, deoarece poate conecta cunoștințele noi de experiențe anterioare, construind modele mentale mai puternice. Dewey credea că atunci când societățile calculează prețul educației, nu ar trebui să se uite doar la costul clădirilor, al salariilor profesorilor și al altor resurse. Ar trebui să ia în considerare și costurile tuturor orelor investite de copii. Pentru că elevii sunt viitorul societății noastre și al progresului uman. Timpul lor în clasă nu ar trebui să fie risipit. Școala are astfel responsabilitatea de a fi un loc de joacă în care să se pregătească un viitor pe care ni-l dorim, pe care copiii să-l creeze. Sunt celebre cuvintele lui Dewey despre educație. Nu este o pregătire pentru viață. Educația este viața însăși. Grupul care căuta reformarea regulamentului vestimentar a căpătat o cunoaștere mai profundă despre subiect și a fost capabil să dezvolte argumente solide. Elevii și-au tipărit cerințele pe banere și afișe și și-au discutat ideile cu toată lumea, până în ziua în care majoritatea elevilor și profesorilor au semnat petiția. În final, petiția a fost prezentată directorului, iar un nou regulament școlar a fost adoptat. Ideile lui Dewey nu au fost mereu populare în timpul vieții sale și chiar dacă am făcut progrese în educație în ultimii 100 de ani, situația este cu adevărat mai bună astăzi? Ce credeți? Ați experimentat învățarea prin acțiune în școala voastră? Școala voastră vă încurajează pe voi și pe prietenii voștri să vă implicați în reforma socială și să creați viitorul pe care vi-l doriți? Vă rugăm să ne împărtășiți gândurile în comentarii. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.